Ну, kes o rămas doi acum, ce surpriză! 22! Exact! Hai, ușor asta. Ia să vedem, frate. 66. Ah, excelent. Excelent. Deci, punem... What about that money? Și cu 20 ăsta l-am lăsat cu semn de întrebare să vedem dacă nu-l ștergem. Dacă am depozit destul... We're going to leave that 20 right here, because if there's not enough pluses, we'll add it in so we can do the math. Because if we can, yeah, that means that bun. We don't do it right. Acum pe ce cu minus? Am uitat să-i punem aici. Continuăm aici. 7, minus 9, minus 11, minus 13, minus 15, da? Și este egal cu... Ei, acum, asta și cu asta. 20! Nu știam ce... Da, cu minus. Minus 20. Așa. Asta cu asta? 20! Așa. Minus 20. Asta și cu asta? Minus... minus 21. Wait, listen. Oh no, sorry guys. Mine is trying. Sorry. Asha? It goes 16. Asha. Well, we don't need it. Well, can you please give me this? Bye bye. Asha. No, we do not need you. Asha. You're not in this. You're not allowed. Sorry. Asha, poate, dar n-am nevoie. N-am nevoie de ajutorul tău. La revedere. La revedere. Deci, minus facem 66, 66 minus 60 egal cu 6, minus 60 egal cu 6, fără ăsta, fără ajutorul ăsta. De ce? De ce ori n-am avut nevoie de ajutor, Măriuca? De ce crezi că n-am avut nevoie de ajutor? Nu trebuie să spuneți, spune. Why do you think we did not need this 20? Care e motivul? What is the point? What? I mean, what? Why not use it? Isn't it good? Ce surpriză plăcută de data. What an amazing surprise! We already had enough. We did not need to have this. Privim cu atenție. Privim cu atenție. We'll look closely, guys. A început cu minus. It started with minus 5. And we usually did it with plus 5 or plus another number. So that's why. Asta era. A început cu minus și celălalt era mai puternic, plus 6. Cât a fost? 6 is more stronger and it beats up that one. Cât ar fi dat aici? 6 scăzut 5, cât ar fi dat? 6 scăzut 5? What? 1. 1. 6 minus 5. Equals 1. Aici 8 scădu 7. Uite aici 8 scădu 7. 7 plus 8. Minus. Sorry. 1 equals 1. 1. 1. Aici 1. 1. All gonna be 1. Aici 1. Și aici 1. Da? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Câți de 1 am adunat? 1. Câți de 1 am adunat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Extraordinar! Oh my! We have 6! Așa, am uitat să fii plus 1, da? All of these 1 equals with 6 and what a surprise! Mare surpriză! Asta pentru că am învățat că noi putem să scădem din ăsta cu ăsta. Deci, ca și cum ne-am spus, zice, plus 6 scăzut 5. Că am vorbit de schimbarea locurilor. Zi așa. Asta pentru că am vorbit de schimbarea locurilor. How did we do this? Because we all learned, even you guys, learned how to
6 scăzut 5 face 1. 8 scăzut 7 face 1. Nu, că le-am zis să facem ce? Să facem ce? Deci, le schimbăm locurile. That we all want to, if we have a math problem that is like cui, și that is like this one or like the other ones that we did, the other two that we did, you learned how to solve them. Și le-am privit câte doi, câte doi, câte doi și le-am dat 1, 1, 1, 1, 1, 6. Deci rezultatul. Pay attention, guys. Da? Uh-huh. Șmecheră ideea și asta, spune. Foarte interesantă ideea. This is a really smart math problem. You should learn it too. And you'll be extra good if you practice at home. La același exercițiu am dat două idei. At the same kind of două soluții. At the same kind of two at the same kind of math problem, we did two soluții, nu? Două soluții. Two ideas. Așa. Two ideas. Așa. Odată am adunat pe cei cu plus, am pus în față și pe cei cu minus și ne-a dat rezultatul 6. Sau, dacă șmecheria îi ținem 2 câte 2 și îți facem noi acolo, iată, ne dă 1, 1, 1 și ne este rezultatul foarte corect. Yes. Super. Da? Super easy, super right, and there's no need to worry that you'll do it wrong. Acum, astăzi mai arăt ceva foarte interesant, foarte interesant. Astăzi am făcut până acum o ultima aceea care o fac acum. Să vezi ce this is gonna be the last one, guys. Don't worry, don't be bored. Care ține, ultima care ține foarte puțin când înțelegem. Cum ai înțeles tu astăzi? Deci tu ai fost foarte atentă la ieșiții și de aceea lucrurile mele se spune așa. Spune în engleză, am fost foarte atentă. Am fost foarte atentă. După ce te-ai băgut. Pun un număr care să-mi indice câți de doi sunt aici. Câți de doi sunt aici? 5. There are five twos. 5 ori 2. Ăsta spune 5 times 2. Da, sunt 5 de doi. 5 de doi. 5 times 2. Fantastic! Eu o să scriu 2 plus 2 plus 2 plus 2 de 5. Eu scriu așa. Foarte important. Even with... Deci spune așa. În loc să scriu adunarea asta repetată... Instead of like
writing two. We can do. Numărăm cât sunt ei. Numărăm cât sunt. I mean, we count how many there are, how many two there are. Exactly, two there are five. We do 5 times 2. It's more easier. And plus, it is the exact same thing. Și folosim un simbol care înseamnă înmulțire. And we're using a symbol that is times. Înmulțire. X. Ție. X. De ce înmulțire? Vrei X? Da, sunt două variante de scriere. O scriem așa, punctul la mijloc. O scriem... Or we can do an X. X, așa cum like spui B. Tu. Da, așa cum ai spus tu. Ori așa, ori sub forma asta, tot una este 5, ori, cum ai spus tu, 2. Suntem în momentul foarte important, o nouă operație, spune, o nouă operație. It's a new kind of math problem. Dar eu nu știu cu asta. Eu nu știu asta. Și nici măcar nu știu să spun în urmă. Lasă, nu, că nu ajungem acolo. Acum ne ocupăm mai de mulțire. Okay. Deci, noua operație este mulțire, da? Înmulțirea, noua, spune, noua operație... The new kind of mathematical... Ia înmulțirea. Deci noua operație este înmulțirea. The new kind of math problem that we're doing now is times. Ia ne ajută să nu scriem repetat adunarea. This symbol helps us to not like write a problem. You can just do this, for example. You can also do it in 3. 5 times 3, 5 times 4, 5 times 5. It's a never ending. Sigur că da. Deci e marea bucuria noastră astăzi că am găsit această idee frumoasă. Înmulțirea, noua operație. Foarte tare, ne place foarte mult. Deci, ăsta de pe locul întâi spune cât sunt, da? Yes. Așa, spune. Cel de pe locul întâi ne spune... The one that's in first place tells us how many of threes or twos there are there. And the number there tells us what number we have to like count them, like how many times do we have to count? Așa, deci cel de pe locul întâi este... Five. Cât sunt de pe locul doi? Sunt 5. Dar dacă scriu așa, 2 ori 5. If we do 2 times 5, it's going to be equals to 10. It's just kind of not, deci it's not similar. With this kind of thing, you cannot do it. You cannot like switch the place and I'll get the exact same thing. Dacă nu spui bine, dar spui bine, nu tu, tu spui ce vrei tu, dar dacă nu spui bine, m-am făcut de râs. Spui bine. Bă, știu că spui bine, dar numărat. Da, știu, dar unele convintem în curs. Nu-i nimic. Înțeleg că e mai mult decât la mine, dacă aș vorbi eu în engleză, ce-am înțeles? Scuze dacă n-am zis corect. Da, spune-mi în engleză, scuze. Scuze dacă... Sorry if some words I did not say right. But, hey, I'm from Romania. I'm not from America, okay? Așa. Spune, eu nu sunt americancă. Eu sunt româncă. Ai zis, da? A, foarte bine. Și 2 ori 5 înseamnă așa, că pe 5 îl scriem de câte? 2 ori. Deci înseamnă că 5 plus 5. Ăsta de pe locul 2. Păi mi-ai pune de câte ori sunt 2 times 5 equals 10. Așa, deci ăsta de pe locul întâi ne spune de câte ori îl scriem adunat pe cel de pe locul 2. 2 de 2 ori 5. Și care face tot 10. Da? Tot 10, că 5 cu 5 fac 10. Fantastic, în cele două am descoperit un lucru. Spune, am descoperit un lucru minunat. We discovered a magical way to not just like write like this. Adică, asta e surpriza mare. This is the big surprise. 5 ori 2 egal cu 2 ori 5. Este nemaipomenit. Asta e egal cu 10. Așa? Oh, yeah. Asta e.
Surpriză mare! What a surprise! These do look a little different, but they have, because this equals with 10, and this equals with 10. Asta e numărul. So it's the exact same thing. Maybe it looks a little more different, but the exact same kind of problem it is. La înmulțire putem schimba locurile, spune. La înmulțire putem schimba locurile. At times we can switch up the places, exactly like the pluses. Așa cum ne schimbăm noi locurile acum. Tu acolo. How we switch now places? Uite așa, ne schimbăm locurile. How we switch places? We're still going to do math problems. Și este ce mai interesant. La înmulțire ne putem schimba locurile. Asta să știți voi totdeauna. Da, ca și la lunar, sigur, dar și la scădere nu am văzut dacă se duc tot cu semn. All of the time we can switch up. Every time. Da. Which is a miracle, isn't it, like the apple? Ia să vedem noi așa. Următoarea să faci. Ok. Zi, 3 plus. Oh, 3 plus. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. There are 5 threes here, so I'm not saying this right. Listen, sorry if I'm not saying this right. Again. There are 5 threes here, so. Nah. We don't need to write all these. No, we don't need to. What we can do is do. Dar cum scriem? Cum scriem? 5 times. 3. Asta e, asta. This is how we can write it. We don't need to write and then our arm just gets tired. Da, de 5 ori 3. Asta era. 5 ori 3. Deci, așa scriem la mulțime. De 5 ori trebuie să luăm pe 3, da? De 5 ori. Ori așa, ori facem punctul. Ori în felul ăsta. Dar asta, după cum am învățat, putem schimba locurile. Yeah, we can switch up places. Adică pot să scriu 3 ori 5. We can do, you can write this or you can write this. Adică asta îmi spune acum de câte ori să scriu pe 5. 3. Zi, în engleză. You have to, well, with this one you have to write 3 of 5 and this one you gotta like write 3, Că avem voie. Asta e șmecheria. Și cât faci aici, ca și calcul? Rezultatul? Rezultatul cât este? 15. Asta era. 15. Excepțional. Excepțional. Mai bine îmi vine așa. Că 5 cu 5 cu 5, mult mai ușor rezolv eu asta. Foarte tare șmecheria. Ia să vedem încă una. Ia să zic. 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. There are still 5 sevens here. Așa. We just gotta do 5 times 7. Corect, corect. Deci scriu că încerc să scriu mai frumos. Aici un pic am eu șansă să scriu un pic mai frumos ca tine. Un pic, mult. 5 ori 7, da? Și e dat cu cine? Ca nu așa se face 7. Cum da? Așa. Da, se face așa. Uite așa? Da. E bine acum, da? 5 ori 7. Dar putem să schimbăm locurile? Of course. Da. Of course we can switch up again. Oh, yeah. 7 ori 5. 7 7 times 5 or 5 times 7. Exactly the same. Și acum, de câte ori trebuie să scriu pe 5? Ăsta îmi spune. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 și plus 5. Și ia să vedem. 35. Spune repede. Mi-a venit mult mai ușor așa, spune. Spune, mi-a venit mult mai ușor să scriu așa. Că ai zis 10. It was really easy for me to calculate because I did this. 10. Așa. 10. Da. 10. Da.
singură. So. 1, 20, 30, 35. Foarte corect. Spune așa, dragilor, dacă încerc pe partea asta să adun, mi-e mai greu, spune aici. Ce să zic? Dacă aș fi adunat aici. If I did it like this, it would be more harder for me. But if I did it like this, way more easier. Dar așa, schimbând locurile cu 5-5, mi-a fost foarte bine. Spune, schimbând locurile. But two, what? Dacă am schimbat locurile cu 5 cu 7, mi-a fost but mult mai ușor. But if I switched up it to 7 times 5, it was way more easier. And I'm sure it's going to be way more easier for you guys as well. Spuneți, vă convingeți voi că e mai greu așa pe partea asta. Spuneți, vă convingeți voi că în adunat 7 cu 7 cu 7 mai greu. Guys, you have to tell me, do you think that this is easier or harder? For everyone, I already know the answers. I can read your mind. This is more hard, and this one is more easier. Foarte bine, băi, spuneți extraordinar, băi, bine ca mine. Negreză tu. Asta e minunat. Dar vedem aici, asta e lecția care va circula. Pentru englez, mă, să înțeleagă și ei, nu știu tabla anunțirii cum își la Google. Spune așa, e cea mai interesantă idee. This is the most interesting idea. Așa. Nicăieri nu este prezentat așa frumos. Nowhere it's like this. Like, you're from Romania and someone talks in English. Numai Bubu prezintă în varianta asta. No, just Bubu, because he has me. Așa, în varianta asta. Acum, să mai facem, ia să vedem, 8 plus 8 plus 8 plus 8, nu că vezi că merge pe șmecheria asta, de 5, tot de 5 ori, 8 plus 8 plus 8 plus 8, care se scrie cum? Okay. 5 times 8, or 8 dar cum scriu eu altfel cum scriu eu aici? 8 times 5. Așa. 8 da. Times 5. Adică ar trebui 5 plus 5 plus 5 plus 5. De câte ori să scriu plus adunarea asta repetată? De câte ori să spune asta? Spune, de 8 ori trebuie să scrie. 8 times, yes, right, 8 times this, I know. Long. Dăm rezultatul deodată. Cât face deodată? Ai putea 40. Să... 14. Adică 14. Scrie că nu știu, nu știu. 14. Oh, dar cum de-ai știut așa? Că n-am mai. Because here it's asta. How did put one right there? It's gonna be the best. Foarte tare. Foarte tare. Deci e preluat dinainte. Da, foarte tare, there. Foarte tare. Merită să știm înmulțirea cu 5, spune. Trebuie să știm. You have to. You need to. I beg you. You need to know this. It's way more easier to count. Deci vom continua. We will continue. Nu, lasă că răspund după aceea. Nu puteam să termin ideea. One second. Sunt într-o lecție, vă sun eu imediat. Este următoarea. Spune, lucrul cel mai frumos și mai interesant. The most amazing thing about this is that your arms don't get tired. Că am înțeles ce înseamnă. Because we already learned, everyone that's watching this, we learned about times. Și reducem tabla mulțirii, vă anunțăm prieteni. We will announce you all. Friends, că reducem tabla mulțirii la mulțirea cu 5. That we will continue this until we all will be masters of times. Vom ține cont de această. We will always remember this. Never forget about this.
very important. Și urmează cea mai frumoasă idee pe care nu o găsiți nicăieri. And also follow the most amazing idea that you'll never find somewhere else. Tabla mulțirii după ideea lui Guru este cea mai ușoară. The time staying taught by Guru is even more, it's very, este cea mai ușoară, cea mai ușoară de învățat. It's the easiest way to learn. Voi vă chinuiți foarte mult până învățați tabla mulțirii. You guys, if you didn't know about times, you'll be like, oh, this is, my arms are getting tired by all this writing. But this, you won't be tired any longer. Urmăriți-ne pe noi și o să vedeți cât va fi de ușor. You have to watch us and you'll see how easy it will be for you now to, you know, count or do mathematical things. Aveți o șansă imensă. Va urma? În lecțiile, deci în lecțiile care urmează, you have an amazing, you have a 100% of a chance to urmăriți pe Prof Online, to watch on Profile Line, și acolo găsiți ideea cea mai frumoasă pe care am vorbit-o astăzi. And there you can find the most amazing thing that we start today. Toți vorbitorii de limba engleză, everybody who, you know, talks in English or is from America, au o șansă mare de data asta. You have an amazing chance to learn. Tabla mulțirii care se reduce la mulțirea cu 5. Tabla mulțirii. Nu știu cum e tabla mulțirii. Păi, mulțirea cu mulțirea numerelor. Mulțirea numerelor. Așa, mulțirea. The times of these numbers. Redusă numai la înmulțirea cu 5. Redusă? Redusă, adică numai la asta ne mărgim. O mărgină? Numai la asta ne oprim. Numai la înmulțirea cu 5. Only at this we will... Numai la asta ne oprim. Să știm pe asta cu 5 și totul e perfect. We just... You guys just have to practice, and then when the new video will come pop out, when you watch it, you'll already be a master, double the master. La revedere, dragilor. Bye, everyone. La revedere. Cea mai frumoasă lecție din toată. Go to my elevator.